Minerii care vor fi concediați luna viitoare nu vor mai primi și două salarii din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din cauza situației de avarie prin care trece țara, precum și a unei decizii recent intrate în vigoare din acest an. AJOFM Hunedoara nu mai acordă, în cazul unor concedieri colective, câte două salarii, reprezentând valoarea câștigurilor salariale nete. Astfel, pentru prima oară în ultimii 5 ani, cei puși pe liber din cadrul unei companii de staff vor pierde câteva zeci de milioane de lei. Mai exact, ar fi vorba despre aproape 30 de milioane de lei vechi. Deci am avut modificare de ordonanță și aceste sume au fost anulate. Acordarea acestor sume a fost anulată și de aceasta nu se acordă această sumă. Nu e o problemă a Agenției Județene, legislația este dată de la nivel național, deci la nivel național aceste sume s-au considerat că nu le acordăm. Deși vor pierde niște bani, totuși minerii care vor fi concediați de la CNH Petroșan vor primi din partea AJOFM Hunedoara o indemnizație de șomaj, precum și un venit de completare. Indemnizația se va întinde pe durata a cel mult 12 luni, iar venitul de completare pe maximum 24 de luni. Acești bani vor fi primiți doar de către minerii care intră în șomaj, nu și de către cei care se pensionează. Oricum, grosul banilor de disponibilizare vor fi oferiți de către Compania Națională a Huilei.